Salut, sunt Emil Dragoto și fac unboxing-ul una dintre cele mai fine tablete cu conectivitate 4G și anume Vodafone Smart Tab 4G. Aveți link în descrierea clipului către oferta Vodafone, acolo aflați detalii legate de prețul la liber, prețul fără semnarea unui contract, cât și detaliile contractuale, dacă vreți să luați tableta alături de un abonament de date. Câteva din specificațiile sale: faptul că vine cu un display de 8 inch cu rezoluție HD, un procesor Qualcomm quad-core, cameră principală de 5 megapixeli, cameră frontală de 2 megapixeli, Android 4.4 KitKat, un pachet, găsiți tableta, încărcătorul pe USB 2.0, nici nu mare rost să-l mai scot de aici, cablul micro USB USB 2.0, intră la locul lui, și un ghid de punere în funcțiunea tabletei de la Vodafone. Observați ce cutie lunguiață i-a rezervat operatorul telecomului Vodafone Smart Tab 4G. O tabletă de 8 inci. În partea superioară, jack-ul de 3.5 mm. Da? Și cred că și un port infraroșu. În lateral dreapta se află tasta power, legarea volumului, la bază portul micro USB, în lateral stânga slotul pentru micro SD, vedeți? Sloturile pentru micro SD și pentru cartela Vodafone. Este o cartelă micro SIM. Sunt protejate de un plastic cauciucat. Camera principală de 5 megapixel, observați că se profilează puțin dincolo de linia generală a tabletei. 5 megapixeli fără LED flash și camera frontală de 2 megapixeli. Pornesc tableta Vodafone Smart Tab 4G. Tableta rulează Android 4.4 KitKat. Mă aștept la un Android foarte puțin customizat de către operatorul Telecom, cu o interfață grafică apropiată de ceea ce livra 4.4 KitKat pe telefoane din gama Nexus. Știți că la început își face câteva setări, de aceea butează un pic mai greu. Exact ceea ce spuneam. Vor fi aplicații promovate de către Vodafone, preinstalate pe tabletă. Android 4.4.4, KitKat. La nivel de interfață, cum spuneam, o interfață curată. Aplicațiile preinstalate pe tabletă, destul de multe. Le vedeți, Cinemagia, Zonga, Smartflow, Vodafone Cloud, Automarket, GT Racing 2. Da, are și o telecomandă, deci se transformă și în telecomandă ad hoc, deci aici în partea asta are un port infraroșu, văd că are și Twitter, Facebook, aplicații uzuale. Mai multe detalii veți găsi despre Vodafone Smart Tab 4G într-un review ce va fi postat pe gadget.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!